Astăzi, avionul rămâne un mijloc de transport confortabil și rapid, pe care milioane de oameni îl aleg în fiecare an. S-ar putea să credem că le cunoaștem ca pe buzunarul nostru. Totuși, aceste aparate de zbor nu încetează să ne surprindă. De ce cei doi piloți au platouri cu mâncare diferite? Ce se întâmplă dacă fulgerul lovește aeronava în mijlocul zborului? Există locuri unde să vă simțiți în siguranță? Răspunsurile la aceste întrebări frecvente v-ar putea lăsa perplexi. Fulgerul nu sperie niciun avion. Fiecare avion este lovit de fulger în plin zbor cel puțin o dată pe an, sau la fiecare 1500 de ore de zbor, chiar dacă piloții încearcă să evite norii de furtună. Dar dispozitivele moderne sunt complet pregătite pentru acest tip de eveniment. Astfel, sunt asigurate protecții pentru a preveni o pană severă. Punctul slab este rezerva de cherosen. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că niciun accident cauzat de fulger nu s-a mai produs din anul 1962. Atunci când un avion Boeing 707, aparținând companiei aeriene PNM, a fost lovit de trăsne, iar rezervorul de combustibil a explodat. În urma exploziei, toți cei aflați la bord au murit. Există locuri sigure în avion? Administrația Federală a Aviației, agenția guvernamentală responsabilă de reglementările și controlele privind aviația civilă din Statele Unite ale Americii, declară că nu există niciun loc sigur în aeronavă. Cu toate acestea, unele studii spun contrariu. De exemplu, rata mortalității în caz de accident în rândul pasagerilor din spatele avionului este de doar 32%. Din mijlocul aeronavei, această cifră este de 39%, iar a celor din față este de 38%. De ce lumina este stinsă la aterizare? În ciuda numeroaselor zvonuri despre acest lucru, lumina în aeronavă la aterizare este stinsă, astfel încât ochii călătorilor se pot obișnui cu întunericul în caz de evacuare de urgență. Având în vedere că o evacuare trebuie să dureze maxim 90 de secunde, nu există timp de pierdut pentru adaptare. Camerele secrete ale echipajului în unele avioane. În timpul zborurilor pe distanțe lungi, unii membri ai echipajului lucrează până la 16 ore pe zi. Deci, pentru a-și recăpăta puterile, în avioanele de tip Boeing 737 și 787 Dreamliner sunt prevăzute camere mici. În mod normal, aceasta este o cameră ascunsă în spatele unei scări. De ce cei doi piloți au platouri cu mâncare diferite? Răspunsul este foarte simplu. Piloții nu au voie să mănânce același fel de mâncare în avion de teama unei otrăviri sau toxinfecții alimentare. Nu rare au fost cazurile în care unul dintre piloți a devenit inapt de zbor din cauza unui prânz stricat. De ce unele avioane lasă urme albe pe cer? Pe cer apar dungi albe datorită condensării vaporilor de apă produși la arderea combustibilului. Atunci când vaporii transparenți de apă vin în contact cu atmosfera rară și rece, se transformă imediat în numeroase cristale microscopice de gheață. Durata traseelor depinde de cantitatea de soare și de umiditatea din atmosferă. Dacă aerul este uscat și însorit, cristalele de gheață se evaporă foarte repede. În caz contrar, urmele pot rămâne câteva zeci de minute. Distanța dintre scaune este tot mai mică. Probabil că ai simțit că e din ce în ce mai greu să încapi în scaunul din avion. Din anii 70 și până acum, distanța dintre rândurile de scaune a scăzut de la 88 de cm la 78. Mai mult, lățimea scaunelor a scăzut și ea, de la 46 de cm la 41 de cm. Acest lucru le permite companiilor aeriene să monteze mai multe locuri într-un avion și să-și mărească profitul în consecință. Utilizarea unui telefon mobil într-un avion. Frecvențele unui telefon mobil pornit pot perturba comunicațiile radio și pot enerva piloții, dar nu reprezintă un pericol real pentru traficul aerian. Mai mult, noile telefoane sunt protejate și mai puțin enervante decât vechile GSM-uri. Și totuși, interfața electromagnetică este întotdeauna posibilă. Un dispozitiv cu un defect de fabricație sau o scurgere în sistemele de ecranare ale aeronavei ar putea determina undele emise de smartphone să se suprapună cu un semnal util pilotului, pentru a preveni recepția. Rar se poate întâmpla acest lucru, dar principiul precauției împinge companiile aeriene să limiteze utilizarea anumitor dispozitive în zbor. De asemenea, distanța telefonului mobil de la cabina de control are o influență asupra interferenței. În aeronavele mai mari,
camera echipajului, situată între pilot și pasageri, ajută la protejarea semnalelor. Piloții dorm uneori în timpul zborului. De când avioanele sunt dotate cu sistem de pilot automat, piloții mai trag cât un pui de somn în timpul zborurilor mai lungi. De cele mai multe ori, piloții introduc coordonatele destinației în sistemul autopilot, iar, după ce avionul atinge altitudinea de croazieră, controlul uman nu mai este necesar. Conform unui studiu recent, în timpul unui zbor obișnuit, piloții avioanelor Boeing 777 petrec doar 7 minute pilotând avionul manual, iar cei de Airbus petrec jumătate din acest timp. Așadar, nu e neobișnuit ca unul dintre piloți să tragă cât un pui de somn în timpul zborului. Unor avioane le lipsesc șuruburi. Ți s-a întâmplat vreodată să ai scaunul lângă aripă și să observi că de pe ea lipsesc niște șuruburi? Nu e singura persoană care a constatat asta. Un avion poate avea peste 2 milioane de dispozitive de fixare și șuruburi. Atunci când aeronava intră în serviciu pentru mentenanță sau reparații, sunt șanse foarte mari ca mecanicii să mai piardă din ele. De exemplu, în 2011, un avion Air France care a ieșit din serviciu din China a zburat timp de 5 zile cu 30 de șuruburi lipsă pe o aripă. Avionul s-a deplasat la Paris, apoi la Boston, unde mecanicii au descoperit problema. Un alt caz s-a petrecut în 2009, când un Boeing 737 al companiei US Airways a fost nevoit să aterizeze de urgență pentru că închiderea etanșă a cabinei începea să cedeze. Măștile de oxigen funcționează doar 15 minute. Dacă măștile de oxigen cad, avem la dispoziție doar aproximativ 15 minute de oxigen. Un timp care este mai mult decât suficient pentru ca pilotul să coboare la o altitudine mai mică, unde este posibilă respirația normală fără mască de oxigen. Păturile și pernele nu sunt spălate prea des. Majoritatea companiilor aeriene nu curăță păturile și pernele după fiecare utilizare. Frecvența spălărilor depinde de compania aeriană. Unele o fac mai des, altele precum US Airways, o dată la 5 zile. Pentru mai multe informații interesante, vizionați în continuare videoclipurile canalului Pact cu Informația și nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări.